Bine ați venit, partea a doua. Noi intrăm frumos în Friday Night SmackDown, întâi continuăm NXT după. Și Friday Night SmackDown începe cu Miz TV. Căde. A fost atât de bun la Raw încât trebuie să mai avem încă o emisiune la SmackDown. Am vaga senzație că ei chiar vor să ne bage pe gât chestia asta cu Miz TV. Nu-mi dau seama de ce. Chiar consideră că este un segment atât de succes, este pur și simplu Piper's Pit fumat pentru a cincea oară. Adică am văzut Piper's Pit, am văzut show-ul lui Diamond Dallas Page, am văzut show-ul lui Jericho, am văzut show-uri de genul ăsta, de mi-a ieșit pe nas. De ce vreau să mai văd încă unul cu Miz? Ce are Miz să-mi ofere special? Cam nimic. Mamă, a fost și show-uri de genul ăsta bune. Dar ne gândim la un Carlitos Cabana, un eșec total. Ne gândim la Miz TV, cam pe la același nivele. Problema nu e la genul ăsta de momente. Problema e de host. Și aici, da, Miz n-are ce face cu segmente de genul ăsta. Nu, chiar nu. Miz nu se descurcă. Și pe lângă asta, bine, a fost, recunosc, amuzant să ne uităm la ce Dita mai rana are în frunte. Adică a fost funny. Și a fost o oarecare interesant să vedem schimbul de replici între Daniel Bryan și Kane. Miz nu a oferit nimic. Deși, atunci când a ieșit Booker T, Miz a făcut probabil cel mai bun promo al lui de ani de zile. Iese Booker T, Miz ia microfonul și zice: oh nu, ce surpriză, Booker T, hai fi foarte interesant, fă un main event între toți oamenii din ring în acest moment, hai, mulțumesc, bine ai venit, pa. A fost cel mai bun promo al lui Miz de ani de zile. A fost bun, a fost distractiv, a fost heel, m-a făcut să zâmbesc, a fost cel mai bun segment al lui. Și Booker T, evident, fix asta a făcut, în afară că în afară că nu a făcut fix match între oamenii din ring, a făcut un tag team match și pe Miz l-a aruncat într-un match cu Randy Orton, pe care mai încolo l-a pierdut. Un match nu foarte rău. Și Alberto Del Rio iar și Ricardo Rodriguez se uitau frumos din arena, din boxele de lux. N-am înțeles de ce ăsta este build-up-ul lor. Adică dacă Randy Orton totuși mișcă curul de pe platourile de filmare până la SmackDown, deci el pui pe Alberto Del Rio la mama dracului în locurile în de loge. În loge? Da, ar trebui să le aducă ce... Del Rio și să-i dea un armbar la final sau ceva. Ar trebui să le readuc aminte că au anunțat meciul Randy Orton versus Del Rio la Hell in a Cell și nu prea ai prea mult timp să faci build-up-ul. Păi l-au anunțat, da, păi da, l-au anunțat, dar poate să facă build-up, poate să facă ceva cu chestia asta. Nu să-l țină pe Del Rio în loge și pe Randy Orton să câștige meciul. Da, bă, ok, a câștigat un meci împotriva lui Miz. Ce legătură are Miz? O, nu, a bătut un om care tocmai a pierdut și mai are și fața spartă. E neimpresionant. Oricum, se anunță un Lumberjack match pentru Sheamus și Barrett mai încolo, ceea ce... Nu știu cât de mult mă bucură pe mine chestia asta, pentru că am văzut la Raw faptul că este un Lumberjack match. Yay! O să avem exact ce știm, haosul din jurul ringului și ceva o să se întâmple. Cody Rhodes și Damian Sandow will battle Justin Gabriel și Tyson Kidd. Justin Gabriel săptămâna trecută la Raw a avut un match de singles, acum e la echipe, deci random în echipa, în divizia de echipe. Da, dar parcă sunt de ceva timp împreună Gabriel și Kidd și au avut multe meciuri interesante în ultimele luni. E o echipă bună și îmi pare rău că nu sunt promovați mai mult, pentru că poți construi o divizie cu oameni de ăștia. A, niciun dintre ei nu... Da, într-o oarecare măsură trebuie luată în considerare că toți wrestlerii din WWE pot să participe și la echipe și la singles, dar Justin Gabriel, cum a zis și Killer, și Tyson Kidd nu se pune deloc punctul pe ei când vine vorba de faptul că ei sunt o echipă. Adică îi vedem ca o echipă, îi vedem și în singles, dar nu vedem nicio chimie, nu vedem nicio promovare. Până la urmă nu știi, mă nene, ăștia sunt doar prieteni care din când în când au meciuri la echipe sau sunt o echipă care din când în când au meciuri la singles? Nu știi ce să te aștepți. De exemplu, Sin Cara și Mysterio sunt o echipă în momentul ăsta, fără doar și poate, îi poți numi o echipă. Da, aici nu știi și e păcat, pentru că ambii au experiență în divizia tag team. Ține minte de Tyson Kidd și David Hart Smith. Au avut un reign de aproape un an. Și Gabriel la fel, a avut o echipă foarte bună cu Heath Slater. Cât de mult nu-mi place mie Slater, dar trebuie să recunosc. Atunci da. Oricum, segmente backstage cu Beef, Torres, Booker T, Teddy Long, foarte interesante.
Totul se învârte în jurul faptului că Eve încearcă să-l facă pe Teddy să pară slab și că ea încearcă să se ascundă de faptul că ea a atacat-o pe Caitlyn cu o perucă. Genial. Da, este genial. Nu, cred că asta este problema cu acest storyline. Este atât de previzibil și este atât de mult build-up. Nu mult cantitativ, dar adică nu e mult la televizor, dar e de ceva vreme la televizor acest lucru. Nu ai 20 de minute pe emisiune, ai 5 minute pe emisiune, dar chestia asta se întâmplă de vreo 3 săptămâni și mă, dar știu că Eve a făcut-o, de ce este atâta build-up? Ai cumva un reveal la final? O să se întâmple că de fapt Chris Jericho era în perucă? Nu, no, era Horsor. Sau așa. Oricum, Kane și Daniel Bryan reușesc să obțină o victorie împotriva lui Dolph Ziggler și Big Show în primul meci făcut de Booker T. Dolph Ziggler face tap out. Nu putem decât să observăm exact ce ai zis și tu, că înainte ca omul cu Money in the Bank să facă cash-in-ul, el pierde. Big Show a fost aruncat de Kane. Mă aștept ca asta să fie un pic de build-up pentru Raw de săptămâna viitoare, unde Kane și Big Show o să aibă un match. Antonio Cesaro a avut un promo, bine, filmat, în care a atacat fanii lui Elvis. Iar același stil de promo, bun, ok, și hit. Eu parcă nu văd suflet depus în personaj și nu sunt impresionat de el. Ceea ce e păcat, că în ring, pe de altă parte, meciul cu DiBiase a fost foarte bun. Scurt, dar bun. Acum o să vină o chestie care o să te amuze pe tine, Daniel. Oh. Heath Slater l-a învins pe Brodus Clay. Și acum două luni era fix invers. Lui ajutorul lui Drew McIntyre și Jinder Mahal. Dar 3 megabytes continuă seria de victorii. Și da, sunt penibil. Sunt absolut penibil. Trebuie să recunosc că într-o oarecare măsură sunt curios ce o să facă cu ei. Probabil nimic. Dar sunt curios ce o să facă cu ei. Îți dai seama ce șansă ratează WWE prin meciul ăsta? Ce ar fi fost dacă 3 megabytes ar fi avut o alianță cu Brodus Clay? Ei cântau și Brodus dansa? Da, adică... Ai imagine pe care nu vreau să văd. Niciodată. Hai să nu ne gândim la cele mai proaste scenarii posibile. Leila o bate pe Natalia, iarăși o palmă diviziei feminine. Dar las că avem storyline-ul ăla foarte bun. Și într-un final, Sheamus și Wade Barrett se înfruntă în acel Lumberjack match. Un brawl destul de ok. S-au folosit de Lumberjacks destul de ok pe parcursul match-ului. Totul a luat o raznă atunci când pur și simplu a venit echipa Hell No și a atacat pe toată lumea. Bine, ei se uitau după ăsta, după echipa Road Scholars, care i-a atacat mai devreme, dar... Toată chestia a fost mai mult să creeze haos și să-i oferă lui Sheamus ocazia să câștige meciul. Big Show nu prea a făcut nimic. De fapt nu prea a făcut nimic în timpul meciului. După ce Sheamus a obținut victoria, Dolph Ziggler a intrat repede în ring, un zigzag pe Sheamus, hai să fac cash-in-ul. Și Big Show nu l-a lăsat. Iarăși, Parcă n-am mai văzut asta. Parcă ceva nou. Da, nu știu dacă e ceva nou, cât mai mult e, da, vezi că Ziggler o să facă cash-in pe Big Show. Da, l-a lovit cu knockout punch pe Ziggler. Mm-hmm. Și apoi l-a amenințat că dacă încerci să faci asta la Hell in a Cell, să-ți furia. Da, e... Pe mine mă amuză, tot pay-per-view-ul ăsta se numește Hell in a Cell. Câte meciuri vor fi în Hell in a Cell? 2, cele pentru centuri. Au anunțat asta? Au zis la vreun moment dat că vor fi în cușcă? Parcă așa, da, era pe site. Au zis. Sunt sigur că se scrie pe site-ul lor chestia asta. Eu întreb dacă au anunțat la televizor. Că... Eu n-am auzit. Nici eu n-am auzit. Am aflat... Na, altfel. Da, adică stau să mă gândesc. Mă, ăstea au uitat că trebuie să anunțe că meciurile sunt în Hell in a Cell? Că dacă nu anunți și zici, oh, e la Hell in a Cell, pe... Ce fac? Presupun că toate meciurile de la pay-per-view sunt în Hell in a Cell? Că doar unele? Care? O să avem Leila vs. Eve Torres într-un Hell in a Cell? Why not? Da, și așa introduc modul ăsta de joc în WWE 13. Aș vrea să văd un pay-per-view doar cu... Deci toate meciurile să aibă loc într-o cușcă, dar e cam... E dubios și riscant. Da.
E riscant pentru că nu știi cum poți să diferențiezi meciurile între ele. Dar oricum cu asta întâlna SmackDown un show mediocru, ceea ce, nu știu, îmi pare rău pentru că am avut un cel mai bun SmackDown de ani de zile atunci cu echipa Hell No și mă ofti că n-au mers pe aceeași plan, pe aceeași idee. Da, na, asta e. Trebuie să avem Randy Orton vs. Alberto Del Rio sau alte meciuri interesante cum e Heath Slater vs. Brodus Clay. Woo! Hai să trecem la NXT. Da, pentru că am rămas la tot săptămâna trecută cu NXT. Vom vorbi despre ultimele două săptămâni, adică NXT-ul de săptămâna trecută și săptămâna asta. Săptămâna trecută a fost prezent CM Punk la primul match în care Seth Rollins își apără centura NXT în fața lui Michael McGillicuddy. A fost interesant pentru că CM Punk a continuat storyline-ul cu respect și a fost Punk a apărut un frate mai mare care a început să-i țină, dar nu în modul ăla încât să te enerveze, ci în modul ăla, uite ce se întâmplă, eu sunt campion atâta timp, nu mi-au oferit respect, nu știu ce, trebuie să te aștepți la asta, știi, și chestii de-astea. Sfaturi. Apoi intrăm în match-ul Bo Dallas vs. Johnny Curtis. I don't know, nu știu, Bo Dallas parcă n-are nici... Mie nu spune nimic omulețul ăsta. Deci mă uit la el și pur și simplu nu-mi dau seama ce e cu el, ce vor să fac cu el, ce gimmick are, dacă are gimmick. Păi tot nu i-au dat? Nu i-au dat nimic. Și tot nu se folosesc de familia lui, bănuiesc? Nu, doar William Regal mai zice ceva. Atât. Iar Johnny Curtis... Cel mai interesant moment pentru el, că când dată cariera a fost când dădea cu muștar și ketchup peste el. Bine, Curtis a fost toată cariera plictisitoare. Avem apoi un match page cu Audrey Marie vs. Alicia Fox și Caitlyn. Și se pare că, cel puțin la NXT, Caitlyn și Alicia Fox sunt heel, iar la Raw sau SmackDown sunt face. Good work. Îți dai seama, multiple personalități, mă. Da, Alicia Fox, ce vedem noi la Raw sau SmackDown, nu e ce poate fata asta în ring. Nu vă imaginați că este un Beth Phoenix sau un Natalia, dar este mult, mult mai mult decât arată ea în ring în WWE într-un match, dacă apare. Paige este probabil viitorul diviziei feminine, după mine, este bună rău în ring. Știe foarte, foarte bine și are, nu știu, că 21 de ani sau ceva de genul, parcă. S-a liniștit că o să ajungă la Raw și nu o să mai facă nimic. Probabil, da. Așa că să profităm de ea cât mai în NXT. Deși chestia asta ridică niște întrebări pentru mine. De ce limitarea asta? Adică, ok, bine, în ultima vreme fetele au primit meciuri la SmackDown și Raw, nu tocmai de un minut, două, chiar l-au lăsat 5-6 minute. Nu, au primit meciuri săptămâna asta, e cel mai... Dacă tot le lasă, de ce nu le lasă să își etaleze talentele, să fie măcar demn de urmărit? Le e frică că, nu știu, fii atent, fetele sunt mai bune decât majoritatea băieților pe care îi avem. Da. Ce? Page e mai bună în ring decât The Miz, shit. Nu știu de ce, este foarte ciudat ce se întâmplă cu divizia feminină. O aduci pe Sara Del Rey. Se pare că Sara Del Rey o să fie mai mult un antrenor. Dacă tu vrei ca Sara Del Rey să învețe fetele, modelele de bikini să lupte decent în ring și vrei astfel să refaci divizia feminină, atunci... De ce să nu le oferi, de ce să scape atât de ușor de Beth Phoenix? Probabil în curând și Natalia o să se sature de toată mizeria care e acolo. Nu, întrebarea e mult mai bună. De ce le înveți ceva și după aia nu le lași să facă acel ceva? Deci tu le înveți să lupte în ring și după aia nu le lași să lupte în ring. De ce? Nu, da, e și asta întrebarea, dar nu știu, pe mine chiar mă deranjează faptul că în momentul ăsta... Când este perioada asta moartă,
De ce să nu dai centura Natalie, care fata aia este, n-ai nicio treabă cu restul din WWE, e mult, mult mai bună în ring decât tot lacrumul la un loc. Da, Leo Kruger vs. Dante Dash a fost mai mult un squash match. Eu unul... Leo Kruger... Nene, știu ce să zic, nu-mi place... gimmick-ul nu-mi place, a ținut un promo la sfârșit, pare un pic psihopat că domne a trăit printre animale, la un moment dat se dea cu capul de mat și gen să se, nu știu, carce cu energie, nu știu ce vrea, nu știu ce, nu-mi place gimmick-ul, nu-mi place cum a reușit să-l scoată. Accentul lui de african este cam foarte greu să-ți transmiți mesajul, vorbea foarte, foarte rar, după fiecare cuvânt zâmbea și râdea, adică i-a luat să zică, nu știu, o frază în 3 minute. Nu știu, o chestie pe care o observ eu foarte mult la NXT, cel puțin când vine vorba de promo-uri și de promovare, seamănă foarte mult cu anii, sfârșitul anilor 80. Bine, calitatea e mult mai bună, dar genul ăla care pur și simplu îți ia interviu la wrestler și au niște gimmick-uri foarte la întâmplare. Deci foarte Coco Beware. Ha, deci un tip vorbește cu un papagal, The Plumber. Deci pur și simplu NXT e, nu știu dacă e un lucru bun sau rău, dar e un loc unde lumea încearcă tot felul de chestii. Cum ai spus tu chestia asta, să vorbească cu un accent african, să vorbească rar, care nu știu dacă neapărat e un lucru bun. Da, măcar are ocazia să încerce. Și cine știe peste ce poate da. Da, nu mă deranjează. La fiind un acolo, se văd foarte mult influențele din acea perioadă. Mai zi o dată, că eu nu am auzit ce zici. Am spus că se văd foarte mult influențele din acea perioadă la Dusty Rhodes, care e bookerul principal din NXT. Da, teoretic chiar ar trebui să fie, dar bine... Se pare că e o combinație destul de ciudățică, este Triple H, este Dusty Rhodes, o parte din echipa de creat de writer de la Raw sau și SmackDown. Este altceva, oricum, NXT. Trecem mai departe și practic primul meci în care campionul NXT își apără centura, Seth Rollins. La masa comentatorilor a venit și CM Punk și a fost o plăcere să-l ascult pe CM Punk cu William Regal. Vorbim bine, era și Jim Ross. CM Punk n-a vorbit foarte mult la masa comentatorilor, dar la pusover pe Seth Rollins? La pusover, da. Da, ca de obicei a fost pusover și Seth Rollins și Michael McGillicuddy de către masa comentatorilor. William Regal mereu încearcă să ne aduce aminte că Michael McGillicuddy a învățat de la 4 ani de când a început să vorbească wrestling. Este foarte frumos cum face această pop. E un storyteller foarte bun, William Regal. Oricum, Seth Rollins câștigă meciul, un meci bun, 10 minute de acțiune și trec la NXT-ul din această săptămână în care am avut Jinder Mahal vs. Alex Riley. Cu ce gimmick, da. Mahal? Nu e FreeMB, nu? Ala lui. Cu ăla normal. Da, normal. Consistență! Bine, astea sunt filmate și cu ceva timp în urmă și difuzate. Acum știi tu, trebuie să compensezi pentru chestia asta. Da. Mă rog, avem meci între Jinder Mahal și Alex Riley. Alex Riley nu a nicio îmbunătățire în ring față de ultima oară când l-am văzut la Raw și chiar vreau să îmi ziceți dintre voi dacă știți ultima oară când l-am văzut la Raw, pentru că eu am stat și m-am gândit și n-am reușit. Nu știu, pe la începutul anului? Da. Nu știu, nu-mi dau seama. E clar că Alex Riley nu poate în ring dacă nici în NXT n-a reușit. Ideea e că Alex Riley câștigă printr-un roll-up și apoi Mahal îl pune în camel clutch și mulțumim, trecem mai departe. Sam Boyata vs. Jake Carter. După cum știți, Jake Carter este fiul lui Vader.
Oricum, Trent Barreta câștigă un match foarte bun, mai ales pentru că Barreta aduce și partea puțin mai high-flying, iar Jay Carter, cum este gimmick-ul lui, este mai mult de ground and pound, cum era și Taikasu. Iar apoi avem Salvatorul, Damian Sandow vs. Brandon Traven, ceva de genul. Cine? Brandon Traven este un student de la Academia lui Harley Race. Da. Oricum, și ceva de capul meciului? Nu prea. Adică n-a fost un match extraordinar, niciun match mediocru, a fost între practic Damian Sandow a avut un oponent cam de aceeași înălțime cu el. Deci practic era interesant de văzut, pentru că el până acum a avut o wrestler de statură mai mică care s-a luptat de cele mai multe ori. Același Sandow cu același promuri, la fel se păstrează în gimmick când vine vorba de meciuri. Cam atât. Nu înțeleg ce încă mai caută el pe la NXT, dar... Habar n-am, mai ales că e aparent fiecare asta e ca să se promoveze, că da. Îți dai seama, se duc starurile acolo și mai vin oamenii de la universitate să fie în audiență. Main event a fost Richie Steamboat cu The Usos vs. Cassius Ohno and The Ascensions. Eu nu mi-aduc aminte acest feud între Richie Steamboat. Ah, ba da, mi-aduc aminte ce era. A intervenit Richie Steamboat pe Cassius Ohno acum câteva săptămâni. Da, corect. După un beatdown de asta. Cine a câștigat meciul? Mai ești acolo? Da, mai sunt. Te-ai pierdut în spațiu? Da. Hai să ne regăsim puțin, să continuăm și noi podcastul la un nivel mai bun, nu crezi? Câștigător Cassius Ohno și The Ascensions. Trebuie văzut mai departe ce vor să facă cu Cassius Ohno și Richie Steamboat, pentru că nu știu, ideea e că avem destule feud-uri la NXT, chiar și în middle card, și nu pot să zic că mă deranjează acest lucru. Și toate primesc timp suficient. Da, exact. În 40 de minute vezi promo-uri, meciuri. Ce se întâmplă cu Netflix când nu trebuie să umpli emisiunea cu tot felul de show-uri, de cancer și alte de porcării? De Twitter și de alte mizerii. Be a star și alte porcării. Bun. Be a porn star. Am terminat. Bună. Te-am terminat cu NXT-ul? Am dat gata. Bun, am dat gata cu NXT-ul, atunci noi o să luăm o mică pauză și ne vedem în partea a treia, când începem cu Bound for Glory, apoi Impact, știri, subiectul săptămânii și arte marțiale. Ne vedem după pauză.